Foștii salariați ai Rancești strigă de săptămâni nemulțumirea în stradă și ar putea primi banii restanți. În urma numeroaselor demersuri ale prefectului de Mehedin și ale nenumăratelor drumuri între Severin și București, s-a ajuns la concluzia că oamenii ar putea recupera în următoarea perioadă măcar o parte din banii pentru care au muncit. Fondurile ar urma să fie luate din închirierea echipamentelor regiei către primăria Drobeta Turnu Severin. Însă liderii sindicali ai Romac Pro se plâng că banii ar fi insuficienți pentru plata întregii sume restante către foștii salariați. Singura informație care o avem și este parțială, până nu se confirmă, nu știm sigur, este că ar fi contractul aproape gata pentru închirierea utilaje de la Termo. Deci aici așteptăm să se finalizeze și de asemenea așteptăm să se facă pașii concreți în direcția vânzării unei, deci practic aprobării vânzării de apă grea. Asta înseamnă că oamenii și-ar putea primi în curând bani. De aici, din închirierea de utilaje, eu estimez că un singur salariu întreg ar ajunge, deci pe o lună. A fost aprobat contractul de închiriere instalațiilor și echipamentelor de la RAN către primăria Drobeta Turnu Severin și în urma achitării acestei chirii o să mai intre niște bani în contul RAN-ului, din care lichidatorul poate să achite o mare parte din restanțele salariale pe care le au față de salariaților. Cu toate că prefectul județului a întreprins toate demersurile legale ce îi stau în atribuții ca reprezentant al guvernului, Cristinel Pavel susține că problematica salariilor foștilor angajați de pe platforma Romac Prod se află exclusiv în pixul lichidatorului judiciar, singurul în măsură să redea oamenilor banii restanți. Trebuie să vă spun un lucru, totuși vorbim de o regie în faliment, în care nici eu ca prefect, nici Guvernul României nu poate interveni în deciziile pe care le ia lichidatorul judiciar, și aici mă refer la firma Euroinsul, care este direct responsabilă de modul cum asigură plata salariilor restante ale salariaților care au lucrat și încă mai lucrează pe această platformă. Însă, până la lămurirea situației și la oferirea unui răspuns al autorităților concretizat prin acordarea salariilor restante, oamenii au de gând să iasă în continuare în stradă să-și strige nemulțumirea. Dacă le va fi aprobată autorizația de protest, salariaților regiei autonome li se vor alătura noi valuri de angajați nemulțumiți de condițiile de muncă și de lipsa unei reacții din partea guvernanților. Este vorba despre salariații Minei Huznicioara și cei ai Poștei.